Vladimir Putin se pregătește de asaltul final asupra Odesei. 14 nave de luptă se îndreaptă spre orașul Port. Vineri 18 martie, trei grupări de nave ale marinei ruse se îndreaptă spre Odessa cu 14 nave de luptă. Totul ar face parte dintr-un nou atac militar asupra Ucrainei prin Marea Neagră. Guvernul Ucrainei a solicitat deja Japoniei imagini din satelit cu navele respective în prezent, guvernul de la Tokyo analizează cererea oficială a Ucrainei. Conform informațiilor transmise de presa internațională, primul grup este format din cinci nave de luptă, plus un remorcher care trage după el un echipament capabil să distrugă eventualele mine marine. Urmează alte trei nave ropuha, care ar transporta soldați ruși și echipament militar, plus un alt remorcher. Celelalte două grupări militare sunt formate din cinci, respectiv patru nave de luptă, care se îndreaptă acum spre Odessa. Primul grup este condus de Slava Moscova, capabil să lanseze rachete cu rază lungă de acțiune, fiind urmat de alte nave de război din clasele lui Ivan Gren și Paiuter Morgunov. Cred că Federația Rusă încearcă să încercuiască maritim Odessa, pentru ca forțele ucrainene să rămână în Odessa, dar cred că atacul va veni la 100 de kilometri, prin Nikolaev, a spus Teodor Curtifan, redactor șef Defense Ro, pentru Antena 3. Se dau în continuare lupte grele între Rusia și Ucraina. Între timp, mai jos aveți cele noi informații care vin direct de pe frontul de luptă din Ucraina.